ceva dietro. Subiect, da, e valoare. Da, subiectul 2, parcă, nu? Subiectul 2, acum. Este. Bine, primul este desenat o prismă patru-lateră regulată. O prismă patru-lateră regulată, pe antenă să facem, da? Adică, deci unul desenat. O prismă. Adică este ce? Baza ce este dacă e patru-lateră regulată? Un patru-lateră. Și ca figură? Și arigură. Nu? Am care? Prisma are ce? Are tot un pătrat. Tot un pătrat. Deci e figură. Ce? Da. Doi. Suma a trei numere este 680. Dacă se mărește primul cu 50% din el. Deci a plus, a plus 50% din A. 50% din A. Da. Al doilea se micșorează cu 25%. Deci pe minus 20% pe din el. Așa, 25% iar al doilea se micșorează cu 5. 3 minus 5. Nu cu 5, nu cu 5%. Nu, doar cu 5. Atenție, doar cu 5. Numele de linie egale, care sunt numele? Atunci, A e egalitate, așa? Deci egal cu B minus 25 pe 100. Este egal cu C minus 5. Deci am egalitate între ele dacă le-am făcut chestia asta. Și întrebarea este, care sunt numerele respective? Cine vorbește? Care zic? Că vă găsiți așa. Te rog. Ca să fie A plus 1 pe 5 A. Deci lucrăm aici. A, A plus, plus 1 pe 5 A. O cincime. Așa e bine o cincime? Cum ziți arată ție o 5? 1 pe 2. Pe 2, băi, dar nu poți să scrii așa, de ești atent. 1 pe 2, A. Egal cu B minus Maria. B minus 1 pe 4, B. Da, B minus 1 pe 4, B. Și egal cu B minus 5. C minus 5. Ce înseamnă? Locuim în relație? Nu, mai întâlnisem aici. Cât ar veni acolo? Maria? Ei, aici am făcut doar și linia 3A. 3A pe 2, e egal cu... Egal cu... modificăm cu 4. Așa, deci cât face? 3 pe 4. 3 pe 4 și egal cu... Tot 4, nu? 4... 3 pe 4 și egal cu C minus 5. Vrei să fie peste tot pe aceea? 4C. Minus 20 pe 4. Atunci, ca să fie 40, zic 6A pe 4. Ca să fie peste tot 4 și de observa numitor. Și atunci, cea de-a doua relație se scrie ca fiind 6A egal cu 3B egal cu 4C C minus 20. Deci, A plus B cu C fac atât și primul 6A egal cu 3B egal cu 4C minus 20. Cum propuneți să lucrăm? Păi, din prima, 6 egal cu 3B, 100 cu 2 egal cu B. Dar faceți un plan de lucru. Vreau să transform tot una. Tot una. Atunci, dacă tot una, pe B și pe C face în funcție de A. Da. De aia am spus, da? Deci, ea și propuneți să lucreze tot una. Asta înseamnă că în loc de B, de aici va pune B-ul va fi omenea acesta și în loc de C, că va fi. Deci poate între B și C funcție de A. Așadar, 6 egal cu 3 B, A, din înseamnă că B... Deci are făcut că B egal cu 3 A. 6 A egal cu 4 C minus 20. Așa, 6 A
egal cu 4. Rezultă că ce e egal cu 24 minus 24a supra 20. Deci vine ce egal cu 6a plus 20, totul pe 4, nu? Da. 6a minus 20, plus 20, totul pe 4, simplificăm pe plus 2 și ce va fi egal cu 3a plus 10, nu? Totul pe 3. Așadar, avem și pe B funcții de A și pe C funcții de A. Și ne ducem în relație. Atunci, A plus B plus C egal cu 780. Echivalent cu? Echivalent cu A plus 2A plus 3A plus 10 și 780. Da. 780. Amplificăm cu 2. Da, da, și după aia faci de 3A. Deci 6A. 6A plus 3A plus 10. Egal cu 780. 780 ori 2. Așa. Echivalent. 9A plus 9A egal cu 780 ori 2. 780 ori 2, 4, 5, 6. 1560 minus 10. 1550. Deci 9A egal cu 1550. Hai, dacă 1559 egal cu 1550. O dată. Ia să vedem, 9 merge? Nu, 1,56. Nici prin 3 merge. Dar simplificăm, nu mai, asta așa rămânea o, dacă nu mai poate fi simplificat nici pe 3, nici pe 9, este ireductibilă. Cu A-ul acesta mă duc și aflu pe B și pe C. Deci pentru A așa, parcă să mai vedem o dată să fiște prea urmă așa, că pare că nu așa. Dar noi 6 ani am înlocuim. Cum? Păi 6A plus 2A plus 3A plus 10 pe 2. Unde? Unde am și ceva? Deci avem 6A. Pe 6A nu A simplu. Păi că noi am avut relația A plus B plus C. Egal cu 780. Și pe B la a fost funcție de A. Am folosit 6A egal cu 3 pe A de. Și deci B-ul egal cu 2A. Și pe urmă 4C minus 20 egal 6A. Adică 6A egal cu 4C minus 20. Am simplificat prin, am scos pe C. Adică C-ul este 6A plus 20 pe 4. Simplificăm totul printr-un 2 și face 3A plus 10 pe 2. Și știu și pe C în funcție de A și pe B în funcție de A. M-am dus A plus B plus C face 780. 680 zice la sfârșit și la început zice suma 3 merite 680. 680. Deci 680. De aici, desigur că da. Și acum e egal cu 680. 680, 680. Și de 2 680. Așa, 1360. 1360, 1350. 1360. Aici rândul 1350, nu? Și împărțim la 9, 250. Și se împarte exact la 9, da. Și 250. 45, 9, da. 9 și au egal cu 150. Da. Da. Simțeam că... Exact. Ceva în regulă. Deci B egal cu 300. Atunci B egal cu 300, e dublu. Și C egal cu 3A cu 10. 462. Deci 450 cu 10, 460. 230. Iată, am aflat A, F și C. Hai să mai vedem o dată, sigur, în afară de greșeala lor. De aici, totul... Și totuși A era ce mai egalită. Da, dar tu spre 6A. Te uita aici. Păi, Adi, eu ce am spus mai devreme. Și când
ceva mi-e clar, mă opriți ca să pot să... Am zis așa, ne ordonăm mintea și ne apucăm de treabă. Adică prima reală, relația a fost pe mulți cei egal 680. A rămas de foarte. Și avea legalitatea asta. În urma a ceea ce a spus, că Sinișoara nu se mărește cu 50%, se scade 25% și face C minus, și egal cu C minus 5, pentru că s-a mișoat C-ul. Și am transcris-o echivalent, echivalent, până când asta de aici este asta de aici. Da. Deci doi are două relații. Relația de aici, dubla egalitate aici, care înseamnă de fapt două egalități. În final, ar fi un sistem de 3 cu 3. 3 necunoscute ABC și sunt trei relații. Din egalitatea asta dublă, am zis așa, ne organizăm ca să înlocuim fie pe B și C în funcție de A, fie pe A și B în funcție de C. Puteam face și așa ceva, da? Ei, aici, din egalitatea asta, am sesizat că Miron a propus să mergem totul funcție de A. Deci, fără să vă faceți planul de lucru, le amențiți acolo, nu este nimic. Și atunci, 6 egal cu 3B, B-ul a fost egal cu 2A și 6 egal cu 4C minus 20, A, C-ul egal de aici, funcție de A, C-ul egal cu 3A cu 10 pe 2. Și odată aflat B-ul și C-ul, le înducem și locuim aici. A-ul, lăsăm plus B, plus C și totul se lucrează și este frumos. Deci, asta înseamnă să organizăm. Să nu se învârtim acolo relațiile, ce A egal cu 2B, B egal cu nu știu ce, și până la urmă și la amețe de aici pe celălalt. Adică nu ai făcut nimic. Da? Mergem la numai 3. Se consideră funcțiile subiectivă de X egal cu minus 2X minus 3. V de X egal cu minus 2X minus 3. Reprezentați grafic funcția și calculați area triunghiului format de graficul funcției cu axele coordonatelor. Deci, reprezentați grafic. Graficul F arată cum? Și area triunghiului. Și area triunghiului. Format de grafic cu axele de coordonate. Adică, dacă o să zicem graficul F intersectează pe XX egal cu punctul A. Și graficul E intersectează Y, Y prim și de punctul P. Atunci, e vorba de area triunghiului care? A, O, P. Deci area triunghiului A, O, P egal cu cine? Și punctul B. Determinați punctele graficului egal de depărtate de axele de coordonate. Determinați graficul. Punctele graficului. Adică M-i coordonate egal depărtate de axele de coordonate. Deci punctele M egal de... Depărtate de axele de coordonate. Știți voi ce înseamnă asta? Adică de coordonate A, cum ar veni. Mai întâi facem figura cu M. De figura cu M. Da. Deci o să facem punctul A, pe unul și punctul B. Și vedem dacă înțelegi ce înseamnă asta. Și dacă înțelegi că sunt egal de păcate de axele de coordonate. Punctul E. Deci punctul E. Așa, 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 de lucru, adică. Deci mă trebuie X egal cu 0 și eu vedem cât e F de X. Deci, pentru X egal cu 0, F de 0 egal cu minus 2. Deci ce faci când zici X egal cu 0? Coordonatele cărui punct e egal? Te-am zis, a lui Iau, da? De asta, cu asta, asta e intersecția cu asta aici. Pe axa aici, cine este 0? Y. Deci când ai zis X egal cu 0, de fapt tu te duci și găsești coordonatele B. Pentru că vreau să fie foarte clar. Că
x egal cu 0, numai pe asta ai y ce o să întâmplă asta. Da? Deci merg pentru tine. Graficul e intersectat cu, cine ai zis tu? Y, egal cu 3. Egal cu 3. Egal cu 3. Egal cu 3. Dar acum o să dăm un x, o să zicem 0 și o să fie minus 3. Păi nu mai e 0, dacă să ieși. Nu mai e 0, pentru că să dăm un x, să zicem 0, adică poți să dai și 1 și minus 1. E altceva, deci nu mai e dacă să ieși. Deci de aceea, echivale, poate spune că x egal cu 0 și aici y va fi cu minus 3. Va fi egal cu minus 3. Deci punctul B va fi de corelate? 0 minus 3. 0 și minus 3. Graficul F marginal intersectat cu X, X, ce înseamnă asta? Egal cu punctul A. Și atunci e vorba de Y cu este și X este 3 pe 2. 3 pe 2 sau minus 3 pe 2? Minus 3 pe 2, te duci pe 3, da? Minus 3 pe 2. Și x egal cu minus 3 pe 2, atunci spunem a de coordonate minus 3 pe 2 și respectiv 0. Minus 3 pe 2 și respectiv 0. Și iată că avem pe a, b și 8, da? Și acum asta nu mai are plângă. Deci luăm sistemul de axe, dacă vreți vreau să reprezentăm. Da, trebuie să reprezentăm. E chiar micele asta, da? Reprezentați graficul. Da, și după aceea calculați anii. Deci x-ul 0, y este minus 3, 1, 2, 3. Asta este punctul B. De coordonate 0 și minus 3. Și a de coordonate, minus 3 pe 2, 1, 2, deci x-ul e minus 1 și jumătate, da? Că 3 pe 2 asta înseamnă, minus 1 și jumătate, atenție, mă duceam în partea pozitivă, 1, 2, deci minus 1 și jumătate, aici este punctul A, de minus 3 pe 2 și 0, și acum, prin cele două puncte, trece de asta este graficul lui e. Deci graficul lui F este ceea ce am reprezentat acum. Putem scrie chiar așa pe ea, Y egal cu minus 2X minus 3. Minus 2X minus 3. Este ecuația dreptă, se mai zice. Și cu asta am reprezentat. Triunghiul OB e drept în mic, da? Triunghiul OB e drept în mic. Poate domnul Marco te-a dat de câte? M-ai întrebat, parcă era o chestie de dubiu. Nu, e numai pe tunghic. Și atunci, cateta 1, cateta 2. Adică 1,5 ori 3 ori minus 3 pe 2. Deci cu minus 3. Este minus 3, nu așa? Deci minus 1 și minus 3 pe 2, cateta asta, ori minus 3. Cateta ca valoare mai bună că e negativă, e un număr pozitiv. Nu putem să spunem că e minus 3 pe 2. Acum se întâmplă aici că minus 3 pe 2 minus... Dă plus. Da? Dă plus. Ai șanse. Dar dacă ar fost minus 3 și cealaltă plus 3 pe 2, la mulțire îți dea aria negativă. Și ca număr, cum să măsori și să spui că aria este minus nu știu cât. Mă pozitiv. Deci faceți legături de șifre ca să scrieți prostii acolo. Pe caiețel. Sau pe foaie. Deci aria triunghiului care încăre triunghiului AO este egal cu OA ori OB pe 2. Și egal cu minus 3 pe 2 mai 3 pe 2 așa, ori 3 totul pe 2. Și care face 9 pe 4 centimetri, să zicem, pătrat, dacă a fost vorba de într-o unitate de măsură, dacă nu, însă 9 pe 4 este A. Ce am mai spus acum? De. Să determine punctul E de coordonate alfabeta. Dar zice punctele. Așa. Punctele. Înseamnă că s-ai multe. Poate fi două. Deci,
Mai citim o dată. Da, determinați punctele graficului egal depărtate de axele de coordonate. Punctele egal depărtate de axele de coordonate. Ați putea să dați un punct, exemplu de un punct la egală distanță de axele coordonate? Deci el să fie și la egală distanță de axa X-ilor și de față de axa Y-ilor. Dați-mă un exemplu de punct la egală distanță. Ce înseamnă distanță? Așa să fie egal cu asta. Y-ul să fie egal cu X-ul. Asta e. Y-ul e egal cu X-ul. Deci e vorba de punctul M din plan în care Y e egal cu X-ul, adică alfa, alfa, da? Alfa, alfa. Y-ul e egal cu X-ul. Știi? 2, 2, 1, 1, 2, 4. Deci sunt foarte multe puncte la egală distanță de toate punctele care sunt așa. Poate sunt pe prima bisectoare în care Y e egal cu X-ul. Da? Deci este vorba de toate punctele de pe dreapta bisectoarea unghiului, bisectoarea unghiului de aici. Deci, spune că este egal de importanță, înseamnă că nu e X-ul și de violet, nu? Nu trebuie să spui așa. M-am acceptat așa. Păi, dacă Y e egal cu X-ul, înseamnă că sunt egal de părtate. Faptul că sunt egal de părtate, ăsta este Y-ul și ăsta așa este X-ul. Tu constați asta. Deci nu trebuie să memorezi regula. Mm-hmm. Și toate punctele de aici, Y e egal cu X. Asta e și ecuația verde. Y e egal cu X. Poate sunt toate proprietatea asta. Deci răspunsul care ar fi? Sunt punctele de pe prima bisectoare. Oare care ar fi punctele care sunt? Pe prima bisectoare. Așa se cheamă, prima bisectoare asta. A unghiului de aici. Și a doua care e întreabă? Și care e a doua? Cea de-a doua bisectoare în care se întâmplă că Y e egal cu minus X. Y-ul este minus X pe dreapta asta, pe perpendicular. Cum ne-a dat seama că e bisectoare? Cum ne-a dat seama că e bisectoare aia? Păi, ce a spus aici? Punctul M are X-ul. Egal cu Y. X-ul, pardon, nu asta este X-ul. Y-ul ăsta, da, și X-ul. Și asta este. Y egal cu X. Și faptul că Y e egal cu X, ce s-a format aici? Ce este figura asta? Pătrat. Un pătrat. Și într-un pătrat, diagonala, nu-i bisectoarea pătratului? Da, da. Deci, de ce? Ok? Corul de acolo. Corul de este așa, așa să zicem. De demas punctele de M, coordonate alfa, beta, așa încât alfa e egal cu beta, nu? Care au, așa spun, că au distanțele la drepte, la cele două drepte, egal. Așa încât alfa e egal cu beta, înseamnă, de fapt, în final, Y e egal cu X. Y e egal cu X. Și Y e egal cu X este ecuația primei bisectoare. Bisectoare.
Da? Y e egal cu X. Acum ei știu de la geometrie, profesor, că toate punctele de pe bisectoare sunt la egală distanță de laturile segmentului. Sigur, de laturile unghiului. De laturile unghiului. Da. Așa. Deci, de laturi. De laturi. De laturi. Așa. De laturi. De laturi. Toate punctele de pe biliatoare sunt la egală distanță de laturile segmentului, de, de capetele segmentului, și toate de pe bisectoare de laturi. Deci, ce se întâmplă? Bisectoarea comună are calitatea că punctele sale sunt la egală distanță de laturi, adică segmentul ăsta e de test. Și aici funcționează și asta. Și acolo, în clipa în care am spus că e vorba de unghiul ăsta de 90 de grade, că sistemul de coordonate așa are cele două, nu? O X și o Y, cum spunem, perpendiculare, sau mai zice, sistem rectangular, cum mai zice. Și atunci n-am făcut decât să marcăm sau să spunem că dacă au distanțe egale, e de partea a spune că X-ul e egal cu Y. Da? Dacă punctul M e coordonat X și Y, să zicem, în general, atunci X-ul e egal cu Y, este exact ecuația, cum am spus, Y egal cu X, adică e vorba de toate punctele care au coordonate egale și sunt pe prima bisectoare. Ecuația prima bisectoare. Terminat aici. Deci nu era decât să înțelegeți bine ce înseamnă că sunt, au distanțele egale acolo, sau nu? Egal depărtate de cele două axe. Egal de coordonate. Egal depărtate înseamnă că X-ul punctul egal cu Y cu punctul. Asta e. Y egal cu X și de acolo problema mea. Da. Ia să știu de aici. Da. Ai înțeles? Mm-hmm. Ai înțeles să fac niște regulile de la geometrie. Deci, ce le-am? Vreau neapărat să puneți întrebări de acce. Ca scăpat de X, și de ce? Tot așa.
Doamne, așa sunt de iubire, da. Ține foarte. Ține. Rezultă că e modelul ăsta, ne rezultă. Da, 5. Arătați că x pătrat aparține lui n. Unde x pătrat aparține lui n. Mulțumim numeri naturale. Unde x este egal cu 1 supra radical compus din 11 plus 2 radical din 30 plus 2 radical din 30 plus 1 supra radical compus din 11 plus 2 radical din 30 minus 2, da? Da. Așa. Maria, te rog. Deci luăm radical 11 plus 2 radical din 30 de parte. Așa. Deci luăm radical de 11 plus 2 radical din 30 și egal cu... Avem și egal cu 4 minus 2. Să-l băgăm pe 2 sub. Da, da. Și 11 plus radical din... 11 plus radical din 4 ori 30, adică 4. Adică 120. Și deci CU egal cu radical din A pătrat. Adică 11 la A pătrat minus 120. Așa face, da? Adică face 1. Și atunci continuă aici. E radical din A plus C pe 2. Adică din 11 plus 1 pe 2. Da. Plus 11 minus 1 pe 2. Adică să fie radical din 6. Da. Minus plus radical din 5. Asta. Și acolo să fie... Puteai să sesizezi ceva, Miruna? Apropo de radical din 6 plus radical din 5. Că era 121-120. Nu, la asta mă refer. Trecăște aici, poate poți să-mi spui alt mod de rezolvare decât asta cu radicalii compuși după varianta cu CEU, nu știu ce, nu știu cum. Adică să nu pleci pe formula radicalilor compuși. Deci, pe da, nu ok, așa. A, bă, ce când am zis? Radical din 11 plus 2 radical din 30 poate fi văzut ca fiind radical din 5 plus radical din 6 tot la pătrat. Da, corect. Că vine prima parte la pătrat 5 plus a doua la pătrat 6, 5, 6, 11 și de două ori prima la doua. Corect. M-am orientat aici. Corect. Dacă calculul... Poftim? Puteți vine asta? Deci, face ce avem formula asta, dar eu, faptul că am ajuns la răspunsul ăsta, am vrut să vă atrag atenția că unii pot să se sizeze o pătrat perfect. Și atunci eu mă ridic de timpul. Da? Deci, când se zice chestia asta, e mă ridic de lucru. Știu, rapid. Deci, cât face asta? Radical din 5, plus radical din 6, nu? Nu este modul, în cazul. Pentru că să adunați cei de radical. Da, e bine. Ei bine, haideți să mă duc aici egal mai departe. O să spun... 1 supra radical din 6 plus radical din 5. 1 pe radical din 6 plus radical din 5 plus magia. Plus 1 pe radical din 6 minus radical din 5. Da, e ca 6 minus radical din 5. Dacă te-ai gândit să faci pătratul perfect, aici trebuia să ieși în modul. Nu știu dacă zici radical din 6 minus radical din 5. Și atunci zici și radical din 5 minus radical din 6, că tot pătrat perfect este. Atunci ești în modul ca să te asiguri că e un număr costă. Da. Și egal mai departe ce putem face acum, Miruna? Amplificăm la ce raționalizăm. Da. Sau raționalizăm. Ori, aici așa lucru, da? Când amplificăm raționalizăm din radical din 6 minus radical din 5, radical din 6 minus radical din 5 plus adi. Plus radical din 6 plus radical din 5. Radical din 5. Totul supra. Supra 6 și 5. Îi face?
Nu sunt 10. Cum ghicești? Ai A plus B, pătrat minus B, face? A pătrat minus B, bă, a, păi, n-ai voie, bă, ce facem aici? Face 6 minus 5, 1? Păi, o să fie 11, dar 6 și cu 5. Nu e, nu face A pătrat plus B pătrat, ci A pătrat minus B pătrat. Răspire 2 radical din 6. 2 radical din 6, răspuns final. 2 radical din 6, da? Hai să vedem aici, că ați cam bâlbâit un pic. Deci radical compus neapărat cu formula și redus. Nu neapărat acum, n-am avut pretenție să faci pe toată perfect, dar v-am atenționat că se poate face așa. Raționalizare sau aducere la aceeași viitor. E același lucru, de fapt. Și finalul este că a ajutat pe rătă în 6. 6, nu? Și acum s-a arătat că x la 2 este... A, s-a arătat că x pătrată este... Da. Adică deci 2 radical de 6 este tot la pătrată. Deci x egal cu 2 radical de 6. Și ne întrebăm, oare x pătrat egal cu cine? Bun, ce x pătrat egal cu 2 radical de 6 la pătrat, 4 la 6, 24, care este număr natural. Final. Yes, 2. Ce mai avem? Mai avem... Nu, ăsta a fost la 5. Mai 5 puncte. 5 puncte. Acum avem 2 puncte. Așa, să vedem 3. Așa încât mă de supra mâna,
mă gândesc supra-undeva, deci îl împart în câte pățate. Mă gândesc supra-undeva. În trei părți. În patru părți. Ca pentru mă desfiu una și pentru mâna trei. Deci îl împart în patru, adică îl împart în două și încă fiecare și două. Și atunci, uite, aici este, nu? Mă de supra mâna, mă de iuna și mâna este, nu? Stresică. Mă de supra dână. Mă-i pe cine? Pe de ce? Adică la pisaj mare. Mă că supra dână. Trei, da? Nu că se pate exact în trei și nu că așa asta, nu că supra n de două. Una, pentru că e două, pentru că două. Deci, apoi am marcat două cu TM și M pe la pilare respectiv de C, după care a tăiat colțul dreptunghiului după mână. Așa. Deci, după mână, voi înfarte cu și taie. Bun. A. În concluzie. Determinați a câta parte din suprafața dreptunghiului este suprafața colțului îndepărtat după tăietură. Că trebuie să facem raportul dintre area triunghiului acela și area lui. Așa, zice, între așa și... Atâta parte este determinată atâta parte din suprafața dreptunghiului. Așa. Da. Bun. Este suprafața colțului îndepărtat. Are să fie supra la bucătărie. Deci asta ce trebuie, nu? Da. Deci se cere area triunghiului dmn supra area ABCD. ABCD. Iar păi, area triunghiului la bucătărie AB ori CD. A, B, A lui ABCD, nu? Da. Bun. Deci zicem A, B, ori C, D. A, B, nu. A, B. Și ori A, D. A, B, ori A, D. A, D. Da. Urmărești că sunt făcuți. Da. Acum, M, D, M, N, îi trâng dreptunghi. Așa. Deci, zicem M, D, ordină pe doi. Mă dă, ordină pe doi. Adică pe de două mă dă. Mă dă, oare dă, nă, pe doi. Și acum nu ziceam mai dat la portul pe care le folosim. Așa, adică mă dă va fi cât? Mă dă egal cu 3 mă. Mă dă, cât este din dă? 1 pe 3. D este de tot de A ou cât? A, 1 pe 4. Păi vezi, la fărime. Deci mă de... Dacă 1 pe 4 din A. 1 pe 4 din A.